Bun regăsit, stimați telespectatori. Invitatul meu este inițiatorul, până la urmă, tatăl legii cu privire la generalizarea gazului natural în județul Maramureș și mai cu seamă în Maramureșul istoric. Este Gheorghe Simon, candidat al Partidului Social Democrat la funcția de deputat. Îi spun bun regăsit. Bine v-am găsit pe dumneavoastră, pe telespectatorii dumneavoastră. Am văzut că ați avut o poziție extrem de tranșantă vis-a-vis de un subiect așa la prima impresie, spui, domnule, e o banalitate, dar e foarte important, unul la mână, ca și protecție pentru ceea ce se întâmplă astăzi în pandemia asta, și doi la mână, modul în care funcționează, să spunem, instituțiile statului, cum funcționează statul pentru a proteja, nu, dacă vorbim de protecția acestor oameni care populează teritoriul ăsta numit încă România. Sper să dăi noi mii de ani de acum înainte. Măștile. Vin băieții, nu știu care băieții au venit de la nu știu ce instituție a statului și au zis, am constatat că 70-80% din ele nu sunt conforme. Țepe. Așa este. Da, vi se pare normal că vine un organ constatator și spune, da, domnule, am constatat că și atât. Dar nimeni nu ți-a zis, băi, cumpărați alea de acolo, de la magazinul domnul, X, mergeți la PNL, la USR, să vă dea ăia acum, sau la PSD. Acum o jumătate de an, poate mai bine de jumătate de an, guvernul, știu eu, când, atunci când a fost starea de urgență, a încercat să se pregătească pentru ce urmează. Pentru că știau că această pandemie, așa cum spunea tătarul pe valuri și pe cocoașă, va fi dură în toamnă. Și oamenii au încercat să se pregătească. Este de admirat că au vrut să se pregătească. E, cum s-au pregătit? S-au pregătit foarte prost. Fără să țină o licitație, fără să aibă un caiet de sarcini expre pentru ce materiale și de ce calitate este nevoie să ne pregătim pentru valul 2 a pandemiei, au dat pe încredințare directă la Unifarm sume enorme de bani pentru a se aproviziona cu măști. Sigur că s-a întâmplat marea nenorocire că DNA-ul începe să se reactiveze. Am văzut că s-au reactivat la tot felul de inițiative, de presă, de oameni. Mă rog, oamenii în final și-au făcut treaba și au constatat o mare nelegalitate la Unifarm. Acolo, știți, a fost marele scandal. E, cert este că mai bine de o jumătate de an Unifarmul stă cu nu știu câte zeci de milioane de măști aduse de prin China, Care s-au dovedit ulterior a fi neconforme. Am văzut-o la tot din presă, am văzut că au fost luate de acolo și date pe piață, dar nu sunt au o denumire mai ciudată. Acoperitoare de pățău, de față, ceva de genul ăsta. Adică, categoric discutăm despre o mare cantitate de măști care sunt neconforme. Deci, este groaznic pentru populația de astăzi care așteaptă ajutor, măcar acea populație care nu poate, pensionarii care au pensii mici, să-și cumpere cel puțin o mască pe zi. Așteptam aceste măști, vin de fapt măști neconforme. Eu vă povestesc în 30 de secunde o întâmplare pe care am trăit-o eu. La un moment dat vine o doamnă mai în vârstă și povestește și în timp ce îmi povestea începe să plângă. Care era problema dânsei? Avea o mască, se vedea pe ea că, cred că a spălat-o de, nu știu, de 50 de ori. Se vedea pe ea că aproape era transparentă. Și primul lucru m-a întrebat, nu întrebați pe băieții ăștia care ne conduc sau pe ăștia din partide, când ne dau și nouă măștile, la ăștia, noi ăștia cu bani mai puțin, când ne dau măștile alea pe care le-au promis, nu le-am cerut noi. Șai. Zicea, domnule, bărbatul meu are un grad de handicap care permite să lucreze, nu știu, 2 sau 3 ore și face pe taximetristul. Zice, vă dați seama, la ăla trebuie să-i dau nu știu câte măști pe zi și le tot spăl. Eu am pensie X, nu știu, 8 milioane, 9 milioane, nu știu cât. Nu ne ajung banii. Mai e ăsta micul al meu, nu știu ce are, început de diabet sau mai știu eu cum. A început femeia să plângă. Chiar m-a impresionat. Dom'le, măcar alea, bun, neconforme, dar decât o cârpă de aia pe care o tot speli de 1000 de ori. Acum, în această campanie electorală de aproape de 3 săptămâni și în pre-campanie, vă dați seama că am bătut toate localitățile din Maramureș.
și vedeam în mediul rural, și o spun cu foarte mare responsabilitate, măștile sunt, domnule, mai bine cred că și-ar pune omul o batistă pe față legată cu, știu eu, un elastic. Poartă niște măști de-a dreptul total inadecvate. Adică oamenii înțeleg ca și protecție avem nevoie de măști, iar pe partea cealaltă nu există măști. Și mai vedem măștile neconforme. Da, în condițiile... Nu, domnul Simon, dar nu le vedeți, că asta e problema. Că dacă știi, domnule, uite asta care poartă antetul, Iacopa, să nu arăt așa nu ce, poartă antetul, nu știu, da, nu partidele... știu care, bă, nu-l cumpăr. Partidele nu pot să facă campanie electorală dând aceste materiale măști, fiindcă se consideră nelegală acțiunea. Noastră ați mers și foarte bine ați făcut. Câteodată ați mers prost, noastră, partidul. Și pe vremea unuia, și pe vremea actuală, ați mers cu o tentă, să spunem, cum să zic, nu patriotică, un naționalism economic. Domnul patriotism prea. Economic. Dom'le, dar eu nu înțeleg. Dau un exemplu care e din Maramureș și nu mi-e teamă să spun lucrul ăsta. La Taparo. Asta are, cred că, două sau trei entități care produc de la FPP1 până la FPP nu știu care, doi. Eu vreau să simplă, văd... nesimplă. Dom'le, au toate omologările. Aia n-au... Vă dați seama, acum au început. Nu cred că pot face rabat de la calitate. Păi eu asta vreau să apare vă spun. Apare Orban, premierul, și spune, dom'le, chiar eu port o mască fabricată și am încredere 100% în firma aia din Maramureș, adică la Taparo. Domnul Preda. Stați un pic... În perioada asta de nebunie, când nici nu știi care e masca deci bună, care perioadă... De ce nu cumpără statul român producția, păi, să spună, bă, asta e agreată de statul român? Asta vreau să vă spun și eu. Deci în momentul în care economia suferă foarte mult, foarte mulți întreprinzători au spus, domnule, este o mare necesitate acum de materiale sanitare, de măști, de izolete, de tot felul de dezinfectant și așa mai departe. Dom'le, oamenii au investit în acele linii și au început să producă. E, ce este culmea? Culmea este că guvernul Orban astăzi nu le cumpără produsele care le fabricat în România. Da, știți de ce nu le cumpără? Ei vin și spun, dom'le, nu la licitație. Sunt băieți deștepți. Păi a fost o perioadă în care se făcea încredințare directă. Da, mai ales în perioada de... de urgență. De urgență. Vin băieții deștepți care merg în fel și fel de colțuri ale lumii, care vin adun și toate gunoaiele din adun lume. Toate gunoaiele, cum spune, și le vindem în România. Ca asta s-a întâmplat și cu Unifarmul. Vânzându-le la prețuri foarte ridicate măști neconforme. Deci aici am ajuns. Asta este dezastru. Deci ce vreau să spun? Măsură bună luată de PNL. Băi, distanțare socială, purtarea măștii și, din nou, testarea care, din nou, lasă de dorit. Mai mult de atâta. Cu cât se apropie 6 decembrie, ziua alegerilor, scad numărul celor care își fac testele. Uitați-vă, dar de fapt este o mare minciună. Dom'le, oamenii, gradul de infectare este poate undeva de 40-50%. Iar ei raportează foarte puține testări. Și mai mult de atâta, din cei testați, să știți că cel puțin 60% sunt cetățeni care doresc ei să se testeze, că au anumite probleme, sunt oameni cu care au conștiință, oameni care nu doresc să infecteze, oameni care se simt un pic, știu eu, care o febră, poți avea febră numai din cauza că ai coronavirus. Merge imediat să testează. Dar statul testează foarte, foarte puțin. Știți și că mai mult ascund aceste cifre. Dar știți că dacă noi doi stăm în același birou astăzi, noi doi. Și unul noastră sunteți testat și sunteți pozitiv. Eu, știți ce mi se va spune mie? Du-te, domnule, 2 săptămâni și stai în carantină. Stai în carantină. Domnule, dar de ce nu-l testează pe ăla? De ce nu-i testează contactii direcții, familie și așa mai departe? Da, domnul Preda. Dar dumneavoastră gândiți-vă că n-am depășit niciodată 36.000 de testări sau 36.000 și nu știu. Deși avem capacitate, deci, asta este capacitatea, de 50.000. Asta este capacitatea României. Păi, capacitatea este mult mai mare. Atunci întreb, de ce nu se testează? Păi, că așa sunt protocoalele. În protocol scrie, nu testezi contactii, nu testezi pe aia, numai pe aia care nu știu ce probleme au. Păi, de ce, domnul Preda? Da, nu... De ce? Adică, ok, protocolul este greșit. Păi,
trebuie să testăm. Deci este singura variantă ca să rupem acest lanț a infectărilor. Testarea în masă. Să testăm cât de mult, îi depistăm pozitiv și atunci să îi punem în izolare. Izolare, îi vindecăm și... Două săptămâni. Este singura modalitate în care putem să oprim transmiterea acestui virus. Spuneți-mi, ajungeți la guvernare, ce faceți în privința asta? Acum, ca să ajungem la guvernare, sperăm că în data de 6 să ne voteze cetățenii. Și chiar am o teamă, aceea de a câștiga alegerile și președintele Iohannis să refuză să ne nominalizeze. Hai să, presupunem că vom fi la guvernare. Aveți, poate nu poate. Adică avem, e puțin probabil cineva să ia 50 plus 1. Avem un program de guvernare, repet, adevărat, foarte mult muncit în toate domeniile. Dar cel mai important lucru astăzi în România, care ar trebui să fie pentru toate partidele politice, discutăm despre sănătate, care trebuie să fie pe primul loc. Automat discutăm despre economie, care este afectată datorită acestei sănătăți, și discutăm despre educație. Spun că astăzi, în această situație pandemică, aceste trei direcții sunt cele mai importante. Categoric că în momentul în care suntem la guvernare, nu ascundem cifre și vom testa în masă. Vom testa în masă. La fel de bine, vedeți, adică, astăzi luați exemplul Slovaciei de o testare luăm totală. Exemplul Slovaciei, dar luăm exemplu că specialiștii noștri așa ne spun, domnule, ca să rupem veriga infectărilor, trebuie să testăm cât mai mult. Este singura variantă. Cealaltă chestiune, sau concomitent cu această chestiune, nu poți lăsa oamenii să moară. Astăzi avem numai spitale COVID, spitale COVID, spitale COVID. S-au întâmplat nenorociri că eram nepregătiți și o trebuie să spunem la un director, manager de spital, domnule, vezi că mai trebuie 100 de paturi. Păi săracul ce să facă? Au avut în vreme să meargă la DSP, să vadă electricieni și așa mai departe. Da, pur și simplu, la tragedia de la Iași. Au venit oamenii de regulă din lumea medicinei, domnule, mai facem încă 50 de paturi, că ne mor oamenii și așa mai departe. Ei, s-a întâmplat o nenorocire. Deci, incapacitatea guvernului de a se organiza pe lângă măști și pe lângă dezinfectanți, de a crește numărul de paturi ATI. Ei nu credeau specialiștii lor, care nu sunt specialiști, au venit și le-au spus, nu domnule, controlăm situația cu, nu știu, 1200 de paturi ATI. Ei, vă spun eu, că nu le controlăm. Că de asta refuză testarea. Dacă am testat foarte mulți, să știți că nu ar ajunge 1200 de paturi, ar trebui poate 2000-3000, nici nu știu unde am putea să ajungem cu sistemul sanitar. Deci această chestiune avem obligativitatea să o facem imediat. Pe linie sanitară, când discutăm paralel cu economia, observăm că societățile comerciale, marea majoritate, sunt moarte. Nu mai știu ce se întâmplă mâine. Nu mai știu unde să investească. Apropo de ce a spus, avem Taparo, care are două sau trei linii de măști și oamenii, în loc să producă și statul să le cumpere produs fabricat în România, nu fac nimic. Toată lumea spune, inclusiv premierul, domnule, ăia de la Taparo produc niște păi măști pe care... a fost premierul acolo. Dar nu, stați un pic. Astăzi, acum câteva zile a zis, domnule, eu port mască fabricată în Maramureș și am 100% încredere în ea. Da, da. Și fac și FPP2 și fac și de-astea medicale. Alea unde le găsim? Nu știm. La Taparo. Bun, mergem la Târgu Lăpuș și le cumpărăm, sau cum? Oamenii au o problemă, să știți. La fel am povestit cu cei de la Farmic, întâmplătorii, îi cunosc foarte bine, care stau cu mii de tone de dezinfectanți. Probabil super agreați și super certificați. Dar care au probleme cu livrarea. Paralel cu asta, vedem că vin din China, de nu știu unde, tot din felul Corea, de făcături, multe dintre ele. Cu etichete frumoase, au o chestiune comercială plăcută ochiului. Bun, și asta vă întreb. Statul ce face în cazuri de astea? Deci, iertați-mă, mie mi se pare penibil că vine ANPC-ul, sau cum se numește aia, protecția consumatorului. Domnule, am constatat că 70% din ele, nu știu cum. Da. Dar ajunge atâta. Ăsta e. Dar eu nu cred că au constatat această chestiune. Mi-ar place să mai existe acel ANPC când a intrat la raft în marile lanțuri de distribuție și spuneau că apa nu este potabilă. Efectiv mi-au plăcut acțiunile lor.
astăzi eu n-am văzut nici comunicate de presă prin care spune că ANPC-ul a găsit o cantitate de 1 milion de măști neconforme. Nu există așa ceva. Astăzi totul este dirijat, totul este dirijat de către guvern în testați puțin, ascundeți cifrele. Producători care fac produse specifice acestei epidemii. Vă încurajăm, faceți, faceți, dar nu-i ajută la distribuție. Parcă voit doresc ca și această parte de zonă economică care ar avea o piață de desfacere, care nu a existat până acum în România, parcă voit îi duc spre moarte. Păi, în primul rând, deci ați lovi sau ar lovi cei care ar aplica până la urmă niște măsuri de bun simț. Unu, protecția cetățenilor români, că asta e principala, nu? Deci să-i dai o mască sau un dezinfectant de calitate, să-și facă treaba lucrurile astea. Da. Doi la mână, indirect, ai ajuta firmele românești, care culmea sunt printre puținele firme la nivel de România, să spunem, care dau marfă de calitate. Astăzi, în ceea ce privește măștile, dezinfectanții sau alte produse de genul ăsta. Eu asta spun, deci e logic. Aici intră 50% probabil din marfa asta și la dezinfectant și la măști. Sunt țepe. Sunt țepe, dar nimeni nu protejează pe român. Țepe pe bani mulți. Ce vreau să vă spun? Doar să vă gândiți câți oameni mor acasă de alte boli, nu de COVID. Că doar nu declară când a murit în familie că a murit de COVID. Îl declară doar dacă este înregistrat. Da, asta e o mare tragedie, că nu, aproape că nu poți să intri în spital. Doamne ferește, astăzi să ai o boală cronică, doamne, te chem să te duci în spital, n-ai unde să te tratezi. Mori, să zicem, așa vorba, mor cu zile acasă. Deci am ajuns într-o situație în care nu se mai poate, vă rog să mă credeți. Stau printre oameni și îmi spun, mama mea, mă rog Dumnezeu, să nu se întâmple ceva având o vârstă, că dacă o duc în spital, o bat în lemn. Se poate întâmpla orice. Deci, există o... Iar mai mult, intră oameni în depresie, domnul Preda. Sunt deja în depresie. Sunt oameni, nu se mai pot stăpâni lucrurile. Îs ieșite de sub control. Auzeam, nu știu, cred că pe surse, dar știți de unde nu-i foc, nu iese nici fum. Inclusiv pe perioada asta de carantinare a localităților, și am observat o chestiune și eu o salut, este o chestie de normalitate. Privind adresarea polițistului și a jandarmeriei la conducătorul auto, îl oprește, nu îl amendează că sunt amenzile usturătoare, mă rog, face o verificare sumară, e mai bine decât să ne amendeze, să ne dea amenzi că ieșim de acasă și mergem, nu știu, la un magazin, ne întoarcem, mai ne ducem încă o dată la alt magazin și tot să completăm acele hârtii. Da, stați un pic. Colegul noastră de partid, domnul Străinu Cercel, spunea că carantinele din România astăzi sunt făcături. Bineînțeles. Intră, iese cine vrea... Ce carantine? Despre ce carantine povestim noi? În momentul în care oamenii circulă, dar mergeți în Baia Mare în timpul săptămânii, în mall, că am înțeles că sâmbătă și duminica este închis mall-ul. Să vedeți ce înseamnă și ce aglomerație există într-un spațiu închis, efectiv. Ei, dar bine mersi, oamenii, piețele sunt închise, unele administrații locale imediat au închis piețele, altele s-au bătut cu Comisia Județeană și mai le păstrează deschise. La noi piața e deschisă, cei cu produse de astea de lactate sunt cu ele afară și au zis, chiar vorbeam cu de unde mai cumpăr eu brânză, de asta de burduf sau ce Dumnezeu cumpăr. Da. Zic cum e? Zice, mai e frig, dar noi asta, zice, nu asta e problema. Nu asta e problema, că și aia cu legumele stau afară în frig. Nu, mă rog, îngheață roșiile și castravete. Îngheață brânza, smântâna. Da. Și, domnule, își pierde din calitate. Adică... Dar la marele lanțuri este mare aglomerație, fiindcă acolo suprafețele închise sunt foarte bine aerisite printr-un o circulație aerului și virusii merg numai pe tubulatură. Eu mă îndoiesc că au aia, nu știu ce filtre de virale sau știu eu, de virucide. Au pe sărăcie. Ce să aibă? Nu au. Cert este că profită, fiindcă prețurile au explodat. În momentul în care s-a luat decizia închidem piețele și pe producători ai scos afară
în ploaie, în vânt și așa mai departe, sigur, și se degradează marfa, mai ales consumatorii, la... grosul consumatorilor s-au dus spre lanțurile comerciale și le aglomerează vrând nevrând, dar pe de altă parte să și ușurează la buzunar, deoarece prețurile aproape că s-au dublat în lanțurile comerciale în momentul în care s-a luat decizia de a închide piețele. A spus de depresie. Una este frica de, știu, de boală și de omul se gândește să-și păstreze sănătatea. Dar mai e siguranța zilei de mâine, mai ales la cei care lucrează în privat. Ce se întâmplă cu firma noastră? Mai are firma să ne dea bani? Ne mai ține? Nu ne mai ține? Că peste tot, dacă ați observat și cred că sunteți la curent cu căderea volumelor de vânzări în general, peste tot, nu numai la Horeca. Bun, la Horeca s-a pus lacăt, la revedere. Da. Dar sunt fabrici care deja nu mai au cerere. Apropo, comportamentul consumatorului s-a schimbat. Apropo de ce spuneți dumneavoastră de Horeca, vorbeam cu un patron care are hotel, restaurant și așa mai departe. Era perioada când s-a dat șomajul tehnic, știți? No, bani, s-au luat banii, s-au dat, a fost ok, să zicem, au trecut. Acum nu mai avem acel șomaj tehnic din nou care trebuie să-l dăm angajaților, dar guvernul spune că nu este necesar, deoarece poți să muncească angajații și poți mâncarea să o vinzi la geam, la fereastră sau la ușă. Este această practică astăzi și în Baia Mare, și nu numai în Baia Mare, în toată România, cu vânzarea produselor la geam. Că, bun, aia acoperă 10% probabil din volumul de vânzări statul, normal. Că statul nu mai cheltuie bani. Aici era problema, că nu mai le dă bani. Da, mie îmi spunea tot așa un patron, zice, bun, mai vând 20 de porții de astea, dar nu mi-acopăr nici cheltuielile cu chiria din ce vând. Din contră, ca să țin măgăoaiele alea electrice să le pornesc, mă costă foarte mult. Deci, nu rentează. Economia este plecată de mult spre haos. Hai să fim foarte serioși, domnul președinte. Nici nu am avut o economie foarte, foarte... Mă refer la capitalul românesc. Exact, vorbesc la capitalul și vorbesc la zona industrială a economiei. Ea este săraca păchituci. Am vorbit cu oameni de afaceri care din fel și fel motive. Motive interne ale noastre, motive externe, fiindcă lucrează cu firme din Austria, din Franța, din Spania. A scăzut consumul, a scăzut cererea. Oamenii sunt păchituci, nu poate, n-are soluție ca el în câteva zile sau în câteva luni de zile să găsească altceva și să producă altceva care ar fi consumat. Omul rămâne cu linii industriale și nu are de muncă. Alții au credite în bancă. Adică măsurile pentru mediul de afaceri, ok, le-am luat în sensul, domnule, știi, dobânzele putem să le amânăm până în 31 decembrie. După care, domnule, și anul viitor, primul trimestru, semestrul, ducem până în 2021, ele se adună. În final, ele trebuie să fie suportate tot de societatea respectivă. Adică ajutorul nu este un ajutor, este un ajutor în a-ți aduna banii, toată sarcina asta peste un an, și o muți peste un an de zile, când va fi imposibil, o să vedeți, imposibil va fi de plătit. Dar spuneți-mi, cum încercăm să îi facem cum îi ajutăm sau cum îi ajutați pe români până la urmă să treacă de perioada asta de depresie, una medicală și una strict economică, în traducere liberă pentru angajați, una la mână, să se protejeze, să nu se îmbolnăvească și doi la mână să aibă o siguranță a zilei de mâine. Adică ce se întâmplă mâine dacă firma mea are probleme? Aici ce mesaj dați noastră ca Partid Social Democrat? Deci în programul nostru de guvernare am venit cu chestiuni foarte clare care spunem că trebuie să se întâmple de mâine. Discutăm despre protejarea cetățenilor împotriva acestui coronavirus și totodată și funcționarea economiei. Cum le facem? Cum facem această îmbinare? Venim cu vouchere de până într-o 100.000 de euro pentru acele societăți comerciale care pot să-și păstreze angajații. Deci pot să producă. Să-i încurajăm în continuare să producă. Venim cu, la fel cu vouchere, vedeți, avem familii, au copii familiile. Unul
soțul sau soția zice, domnule, avem copil de 4, 5, 6, 7 ani de zile, nu mă duc la lucru, că este o perioadă epidemiologică deosebită, vreau să-mi cresc copilul, facem școală online, trebuie să stau lângă copil, să înveță, să... Așa sunt familiile care se respectă și care țin la copii. Și atunci trebuie să venim cu asemenea vouchere ca să întărim chestiunea de a rămâne în creșe copilul, de a rămâne într-un program după școală, ca să dăm posibilitatea familiei să muncească și totodată să avem și siguranța că copilul este urmărit, este spălat, mănâncă și e face siguranță, școală. Până este la urmă. Siguranță. De asemenea, foarte mult pe un fond în care și-o mai spuneam, natalitatea în România suferă foarte mult, venim cu un program de alocații pentru familiile cu copii mulți. Fiindcă eu spun că cea mai importantă chestiune este omul. Iar dacă nu vom reuși, dacă nu vom reuși prin măsuri economice să creștem natalitatea, nu se va alege nimic de țara asta. V-am spus că citeam un studiu despre natalitatea în România și acel proiect al asului de pică. Adică, în primul rând, vorbim despre culoare care e neagră, care e tragedia, și apare acea frunză. Undeva nu mai putem crea baza piramidei sus, fiindcă cele două laturi are piramidei se unesc, natalitate, iar în 2057 riscăm să ajungem o națiune de 12 milioane, ceea ce ar fi tragic pentru statul român, pentru România, să fim atât de jos, totuși noi administrând încă o țară foarte bogată în resurse. Deja toată lumea se uită spre tine și zice, sunteți prea puțin ca să gestionați atâtea resurse. Și atunci avem această obligativitate, uitați-vă ce face pentru creșterea natalității Ungaria, care vin până la a treilea copil cu 25.000 de euro, care înseamnă o sumă de bani prin care tu poți să faci ceva pentru copilul tău, mergând inclusiv până la ai cumpăra o locuință. Chestiune care trebuie să o facem și noi, sigur, încă sumele noastre sunt micuțe, fiindcă discutăm de 450 de euro, până când ajunge la 25.000 de euro, este mult. E inițial la Ungurie, inițial pare a fi un credit subvenționat, dar care se poate transforma într-un grant, adică nu mai trebuie să-i dai bani înapoi, dacă întrunești niște condiții și dacă ai, să zicem, al doilea sau al treilea copil. Oamenii sunt preocupați de creșterea natalității. Dar de acolo au ceva în plus față de noi, iertați-mă. Când mergi în orice fel de supermarket, că e multinațională, fie că face parte dintr-o rețea, e adevărat, mai mică și, știu, ca o pondere mai mică în ce înseamnă total rețele de desfacere, veți vedea că 80% din marfa de pe rafturi este produs din, în Ungaria. Hungary, da? În Ungaria. Da. Noi aici avem problemă. Noi exportăm și așa cu o nonșalanță materie primă de asta primară. Grâu, așa. Am exportat nu știu câte milioane de grâu. Așa. Noi ce facem? Exportăm subvenția, practic, și așa. Ținem pita egipteanului la preț mic. E absurd. Trimitem grâu din România prin... Subvenționat, atenție. Da. O trimitem afară și cumpărăm, importăm făina. Sau aluatul gata congelat. Numai de congelăm și... Bine, de mult suntem pe această formă de politică industrială prin care... Acum nu pot eu să vin să spun, știți, acum de un an de zile s-a întâmplat nenorocirea asta. Domnul Preda, România n-a fost niciodată o țară industrializată. România a fost o țară eminamente agrară. Dezvoltarea României s-a făcut corect atât timp cât în centru a existat agricultura. Și am dezvoltat aceste zone industriale legate de agricultură. Chestiuni care le-am omorât. Partidele politice, guvernele, de-a lungul celor 32 de ani, în loc să le îmbunătățim, să le păstrăm, să devenim noi lideri de piață pe un anumit segment, le-am omorât pe toate. Este o realitate. Și atunci, bineînțeles că oamenii de afaceri din România au fost obligați în final să-și vândă produsele, adică să-și vândă materia primă.
care era industrializată în alte zone, după care importam produsul finit și îl puneam pe masă sau... Asta pe partea de agricultură, iar la partea economică noi facem așa, repere, subansamble care fac parte dintr-un, dintr-un montaj, montaj care, facem care să face afară undeva. Noi așa lucrăm în lon sau lucrăm așa ca o firmă de prestări servicii. Aici trebuie construit foarte mult. Eu tot vă spuneam despre strategii. Dacă nu vom reuși ca partidele politice, toate partidele politice să creeze strategii în România privind investițiile, nu vom face nimic, vom bate pasul pe loc și vom veni din 4 în 4 ani cu un program de guvernare și vom spune noi facem asta. Când vine alt partid, vine spune tot ce ați făcut nu este bine, a fost totul greșit, dragi români, votați-ne pe noi că noi facem asta. Deci chestiunile vor fi tot din 4 în 4 ani, iar tragedia se va duce, nu-mi dau seama până unde se va duce. Câteodată eu m-aș bucura să ajungem odată pe fundul oceanului, crezând că poate atunci vom face așa o fandare și vom ieși să luăm o gură de aer mai repede, da? Da, în ritmul ăsta, iertați-mă, cred că tot rămânem pe fundul oceanului. Se pare că încă n-am ajuns pe fundul oceanului și nici nu mai știu câți ani de zile trebuie să mai coborâm până ajungem pe fundul oceanului. Când a început brua? Brua, adică conducta magistrală aia de gaz, da, care traversează mai multe țări. Conducta a început în anul 2017. Atunci era guvernarea PSD. Da, atunci a ieșit acea lege Brua, prin care, o lege specială, prin care asiguram acestei conducte obținerea avizelor fără a bate atât de mult la uși, fără a sta după fiecare agenție și așa mai întâi să dea un aviz. A fost o legislație simplificată, Brua, și a demarat lucrarea conductei și chiar am citit cu mare plăcere și am vorbit cu cei de la Transgaz. Săptămâna trecută a fost introdus gazul pe țeavă, deci pe distanța de 624 de kilometri a fost umplută cu gaz, deci conducta Brua este funcțională, care este un lucru fantastic de bun și pe plan european, dar în primul rând pe plan național, fiindcă comunitățile din zona respectivă, din zona până trece conducta, care 624 de kilometri, când de dus stânga-dreapta, aproximativ 30 de kilometri, este un spațiu foarte mare care poate să fie alimentat și cetățenii să beneficieze, cetățenii și instituțiile publice și mediul de afaceri să beneficieze de gaz metan. Eu și astăzi mă tot întreb, după atâția ani, cum Dumnezeu de atât de puține locuințe din România au gaz la în locuință? Și mă uit iarăși cu jind și cu admirație până la urmă față de Ungaria, care are 80-90% din locuințe cu gazul acolo. Așa. Și noi suntem cu resurse fantastice și de gaz și așa, de petrol, da? Avem, deci, așa cum v-am mai spus, deci, din totalul locuințelor din România, doar 37% sunt alimentate cu gaz metan și revenind acasă la noi, din cele 76 de unități administrative, doar 26 beneficiază, deci o treime, de gaz metan, celelalte 50 rămânând în așteptare. Bun, cu brua asta mic pe care l-ați creat în Maramureș. Cu acest brua mic, care de fapt pentru Maramureș este un brua foarte mare, este o investiție care merge spre, sigur, acum depinde la cât se va judeca, el este finanțat la 118 milioane. Adjudecarea în luna decembrie ne va spune exact cât va costa acest proiect. Este un proiect care tot timpul spun drag mie și n-am să mă opresc aici, am să-l continui și în restul Maramureșului, vorbesc de Codru, unde doar Ulmeniu mai beneficiază de gaz, celelalte localități sunt în noapte. Noapte din punctul de vedere a gazului. Și paralel cu acest gazoduct am să mă ocup, așa cum am spus-o, la fiecare primar, indiferent de culoare politică, căci am să-l ajut și o să fiu aproape de el pentru, și am să dau un ajutor în sensul distribuției gazului metan. Trebuie să spun că această distribuție nu pot să o fac eu singur ca și parlamentar.
Am văzut o deschidere și din partea lui Ionel Bogdan, din acest punct de vedere, privind distribuția de gaz metan. Primarii sunt foarte, foarte interesați. Vorbeam cu unii care ar dori deja și au luat contact cu, știu eu, tot felul de firme de consultanță pentru a depune proiecte europene pe distribuție de gaz. Partea tragică este, știți foarte bine, că încă nu se pot depune. Însuși proiectul Uniunii, da, asta, bugetul Uniunii este asta blocat. Nu înseamnă ca primarii să stea cu mâinile în sân, înceapă să-și pregătească minimal scheletul, sigur, dosarului. Sigur. Acum există două elemente de finanțare în partea de distribuție. Există banii europeni, unde trebuie mai așteptat, pentru că nu se pot depune de mâine. Bugetul Uniunii este nevotat datorită ungurilor și polonezilor. Apropo, pentru cei care nu știu, bugetul Uniunii Europene care ar urma să fie votat este de 1442 de miliarde de euro. Este un buget, nu pot să spun mare sau mic. Asta este forma bugetului care urmează să fie votat, după care, repet, eu nu văd această chestiune decât numai undeva spre sfârșitul anului 2021, când UAT-urile sau când asociațiile pe gaz vor putea depune proiecte cu finanțare europeană. Primarii știu, este o procedură destul de greoaie și de lungă, nu înseamnă că dacă mâine am depus proiectul, depoi mâine am finanțarea. Dar undeva peste 3-4 ani de zile ar putea fi posibil să avem primele finanțări pe distribuție de gaz. Sunt foarte curios să văd dacă aceste proiecte pe bani europeni de distribuție de gaz sunt cu parte de cofinanțare sau fără parte de cofinanțare. Sau s-ar putea să fie un mixt pentru zona urbană să fie cu cofinanțare, iar pentru zona rurală să fie fără parte de cofinanțare. Asta ar fi o primă variantă de finanțare. Vorbeam de magistrala, unde sunteți autorul acelei... De la Sarasău la Borșa. Bun. Spuneți-mi, dacă după distribuție, după ce se fac, să zicem, se face coloana vertebrală, va fi gazoductul. Vreo asta mic, gazoductul din Maramureșul istoric. Când vor apărea, să zicem, și restul scheletului, cam cât la sută din Maramureșul istoric, în varianta optimistă, va fi acoperit? Păi, dacă astăzi avem 26 de localități, prin acest gazoduct în Maramureșul istoric, mai vor veni aproximativ 25 de localități. Deci, cu alte cuvinte, aproape tot Maramureșul istoric va fi, e potențial, se poate acoperi cu gaz. După... Deci tot Maramureșul istoric, prin acest gazoduct, pe proiectele de distribuție care urmează, tot Maramureșul va fi acoperit. Istoric poate să fie alimentat de această conductă. Plus, trebuie să existe doar voință. O parte din celălaltă sau cealaltă parte a, da, Maramureșului. Adică o să fim undeva spre 70%. 75%. Da, deci asta trebuie să înțeleagă telespectatorii. În urma acestei investiții mari, această magistrală, dacă lucrurile administrațiile publice locale, primăriile voastre se mișcă foarte repede, în 2-3-4 ani de zile tot Maramureșul istoric poate avea gaz în fiecare localitate și în fiecare casă. Cetățenii trebuie să înțeleagă că acum la toți ne place să ne spunem, domnule, n-avem autostrăzi, vrem autostrăzi. Și sigur, motivații sunt foarte multe și într-adevăr o autostradă înseamnă și o dezvoltare pe orizontală a tot ce înseamnă industrie, economie. La fel este și acest gazoduct, este de fapt o autostradă a gazului care înseamnă bunăstare. Bun, și asta merge mână cu infrastructura rutieră. Categoric. Că degeaba ai autostradă dacă nu te așteaptă categoric. Nimic. Categoric. Păi, unde... vedeți, pe orice cetățean l-am luat, întrebăm, domnule, în Maramureșul Voivodal, el nu poate să treacă o iarnă, fără 20 de metri sterg, cel puțin 20 de metri sterg de lemn. 20 de metri sterg de lemn, care înseamnă, să mă duc la prețurile lui Rom Silva, alea, așa, care înseamnă vreo 230 de lei pe metru cub, asta ar însemna undeva, vorba aia, 1000 de euro,
mă costă lemnele de foc. Dar cazul ăsta mai ieftin gazul, clar. Este mai ieftin gazul. Ne mai punând și că ele trebuie tăiate, ele trebuie crăpate, ele trebuie chivuite și pe urmă în brațe. Să tot pui vreascul de lemn, să-l aduci indiferent, în sobă că, indiferent ce sobă sau centrală ai avea, tot sigur, majoritatea sunt manuale. Nu are, deci calculul este foarte clar că gazul astăzi în Maramureșul Voivodal și în țară este mult mai ieftin decât lemnul de foc. Se va constata, fiecare familie va vedea că cheltuiește mai puțin cu... Vorbeam căldura data trecută sau și cu dumneavoastră vis-a-vis de, pare așa o absurditate. Noi avem printre puținele resurse, că nu prea avem resurse materiale noi, spre deosebire de Germania sau de Franța sau Statele Unite, când poți să o joci altfel. Nu ai industrie, n-ai economia efectiv națională, deci prea puțin bani vin în bugetul statului pentru a putea, în momente de astea grele, cum e pandemia, să ajuți, să-ți ajuți poporul. Așa. Dar noi avem la îndemână resurse, avem resursa. Avem resurse. Avem gazul, petrolul. Aparent le avem. Că nu le poți folosi să spui, domnule, uite, în perioada asta, noi, stat român, la cei care au, nu știu, până la 2000 de lei, sau nu, o faci, știu eu, structurat oarecum, îi ajutăm măcar cu gazul. Să spunem, jumate din gaz la cei care, nu știu, au venit pe familie, nu știu cât, îl subvenționăm noi. Că nu avem alte resurse. De ce nu le putem face chestiile astea? Când adică vrem. Neamțu, vine Angela Merkel, ea dă un telefon în Crimea, nu știu pe unde, și spune, domnule, am niște mașini de vândut, niște Volkswagen-uri cu Euro 4, dar de fapt le dăm cu Euro 5. Da. Și vinde marfa. Noi, întâmplător, nu avem, să zicem, industria asta. Mă rog, dar avem resursa. Când aia nu o putem juca. Domnul Preda, putem, dar nu vrem. sau spunem că e foarte complicat să o jucăm. Eu vreau să spun telespectatorilor că Comisia Europeană, aici vorbim despre TVA. Deci avem directiva pe TVA care ne interzice această chestiune. Adică gazul este piață liberă în România, este preț liberalizat, la fel și la energie electrică, la toate resursele prețul este prețul pieții. Dar asta nu înseamnă că nu putem să dăm energie electrică sau gaz mai ieftin cetățenilor. Păi de ce nu o facem? Fiindcă, v-am spus, suntem puturoși sau guvernarea este puturoasă și nu vrea. Eu când am fost ministru, am venit cu propunerea legislativă prin care am spus la lemnul de foc TVA zero. La lemnul de foc către populație. Vorbim despre populație. Am spus TVA zero. La vremea aceea, colegul meu, ministrul de finanțe, a spus că nu se poate, că e complicat. Zic, domnule, cum poți să spui că e complicat? Tu cunoști care este impactul? Care este impactul financiar la lemnul de foc? Sau pe tine nu te interesează cetățeanul? Dar tu, domnule ministru de finanțe, cunoști că dacă în Borșa au ars 100 de hectare de pădure, la tine în balanța ta a ministerului nici nu apare. Fiindcă zici, nu, o ars pădurea. Îmblau de oamenii, mergeau să stingă focul și cu Rob Silva și cu... Dar la tine, în balanța României, a apărut acolo că pe nu știu câte sute de hectare, nu știu câți metri cub de buștean, care însemna nu știu câte milioane de euro, îți apare? Nu îți apare. Păi la fel este cu lemnul de foc. Păi notăm, facem notare spre Comisia Europeană și spunem, avem atâta lemn în România, impactul este foarte jos, nu depășa 2% impactul din PIB, ceea ce înseamnă că negociem cu Comisia Europeană de la 19% TVA pe lemn de foc să-l aducem la 5% sau 0. Inclusiv 0 puteam să... Deci nu s-a legat la cap, nu, practic. Nu s-a dorit. La fel, cât timp am fost noi la guvernare, fiindcă gazul a fost liberalizat doar din 1 iulie, prețul gazului, noi am venit cu un preț promoțional pentru consumul casnic a cetățeanului. Sigur, a fost suportat diferența de stat, dar s-a întâmplat ceva
Nu s-a întâmplat nimic. A venit guvernul PNL și a spus, nu, liberalizăm prețul. De acord, liberalizez prețul, dar zice legea, definește atunci consumatorul vulnerabil. Cine este consumatorul vulnerabil? Păi, la nivelul României... 80% din români. Este vulnerabil. Mă rog, 30%. Da? E, atunci trebuie să vii la acel om cu ceva. Deci este o mare minciună atunci când o spune un partid, indiferent care, că nu ne lasă Bruxelles-ul, Comunitatea Europeană, să subvenționăm curentul electric, să subvenționăm gazul, să subvenționăm lemnul de foc sau știu alte produse. Am făcut subvenție la produsele agricole, am coborât TVA-ul de la 19% la 5%. Am făcut redevențe zero pentru anumite zone unde nu trebuie să plătești redevențe. De exemplu, apa termală, apa minerală. Nu, domnule, este o necesitate, există, le-a dat-o Dumnezeu, TVA zero, fiindcă impactul este foarte mic la PIB. Da, aici e foarte interesant că am vorbit prima dată de măști, majoritatea de pe piața românească, nu zic neconforme, majoritatea de pe piața românească sunt făcute în China. Încă o dată, repet, nu neapărat grosul celor care sunt neconforme vin din China. Mă rog, da, că ne-am făcut un calcul. 100, probabil. Da, băieții aia din China, că ne tot mirăm, cum mama dracului fac ăia la niște prețuri de te doare mintea? Și atunci, citind mai mult, pe lângă faptul că e o țară imensă și capacitățile sunt foarte mari, volumele sunt foarte mari și poți să negociezi făcând un miliard de măști, știu eu, pe o lună, o fabrică de aia cu 20.000 de, știu eu, de angajați, da, pot produce un miliard și altfel, știu eu, pot să meargă, da, cu prețul. Dar mai e ceva foarte important și asta nu se ia în calcul. La noi se zice, domnule, piața e liberă prin licitație. Păi stați un pic, că nu toți aia care participă la licitație respectă aceleași reguli. În China, guvernul comunist chinez subvenționează până la 80% din curentul electric sau gazul pe care îl ardă ăia în fabricile alea care ne produc nouă măști cu 0,01 leu sau ce Dumnezeu, care vin aici și omoară pe ai noștri care, la noi, nu poți să subvenționezi nimic. Nimic. Aici e cercul ăla vicios, deci, stupid. Deci și stăm ca niște pămpălăi, noi românii, și tot vedem că aia se duce în jos, aia se duce în jos, nivelul de trai rămâne la un nivel, nu vă spărați, nesimțit de mic față de cei care sunt la 200, 300, 400 km de noi. Deci e absurd că nu suntem în Burkina Faso. Da. Domnul Predar, este un mare neadevăr. Noi putem să subvenționăm orice. Deci guvernul României, dacă dorește să subvenționeze, nu știu, un produs, poate să-l subvenționeze, sigur, prezentând Comisiei Europene, efectiv negociind cu Comisia Europeană, de ce subvenționează acel produs. În primul rând, putem să subvenționăm resursa românească. Că e a noastră. Gazul poate să fie subvenționat, energia electrică. De la consumator, vă referiți? La consumatorul casnic. Vorbesc de... Și de ce nu fac? Eu nu înțeleg. Deci acum, în perioada asta de nebunie... Este mai simplu. Dom'le, și așa o grămadă de locuri de muncă s-au dus dracului. Da. O grămadă din veniturile pe care le aveați cu un an în urmă nu le mai aveți. Da. Dom'le, vin eu stat că n-am bani. Dar dom'le, gazul ăla... Dar nu avem nici consum. Domnule, nu avem nici consum. Deci cu atât mai mult. Cu atât mai mult. Dar spune omului, domnule, 50% din factură, nu mai mult de... Păi, dar eu pot să vin la... 3 milioane pot lunar. Pot să vin la societatea X și să-i spun, stimată societate, uite care este chestiunea, că este tot ajutor de stat în final. Eu nu mai îți dau un milion de euro ajutor de stat, ca tu să angajezi nu știu cât și așa mai departe, să-mi dai bani înapoi, că și ajutorul de stat mi-a rambursat înapoi. Nu, domnule, eu te ajut pe tine... Din prețul energiei electrice plătești doar 50% din factură. Restul o subvenționez eu. Nu. De ce? Unu, fiindcă în momentul în care îmi crește consumul energetic, am un semnal. De ce? Omul de afaceri dorește să investească. Adică îl ajut efectiv să investească. În momentul în care investește, orice robotică va duce el în fabrica lui, vrând nevrând va angaja oameni. Adică mie mi se întoarce această chestiune și mai scad din subvenția pe energie. Și mai ales că e perioada de supercriză.
Cu atât mai la mult. Asta mă refer. Da? Noastră, vă uitați și la CNN și la celelalte posturi americane sau sunt în... Departe. Sunt puține știu, televiziuni românești care mai dau niște imagini care te fac să zici, domnule, lucrurile nu sunt chiar așa în America. Pe CNN, care e adevărat, e anti-Trump, anti... ce să știu, republicani, mă rog, republicani, nu? Republicani. Dau cozi și au dat cozi în timpul pandemiei de, nu de 50 de ani, de 100 de oameni, de 10 de kilometri, e adevărat, ăia, săracii lor erau în limuzină, mă rog, în mașini, stăteau la coadă la ajutor. Era o cutioacă așa mare, care, ca la noi, niște macaroane, niște conserve, niște nu știu ce paste au ei acolo, 10 de kilometri de cozi. A venit acel voucher, un cec pe care le-a dat guvernul, știu, administrația Trump, $1,200 pe cap de cetățean care avea la fiscul lor venituri de sub nu știu cât. 1200 de cap de... Domnul Preda, să zicem că noi nu avem lichiditate. Dar bun, dar ai gazul, avem, eu asta spun. Avem de gaz. Resursă. Am gazul. Avem resursă. Dă-i două luni o subvenție, astfel încât să-i disponibilizez niște leuți, să mai poată cumpăra măcar de la take away, nu? Asta când da, la Horeca și ei o cafea, măcar să mai, indirect, să mai ajute alți români. Domnul Preda, a stimula prin resursă înseamnă că agentul economic va investi, să știți. Fiecare agent economic își face... Dar stați un pic, de ce nu o fac? Fiindcă... Dar sunteți siguri că PSD-ul ar face-o? Păi noi am făcut-o. Dar nu, de acum să zicem că intrați la guvernare. Bineînțeles, categoric, asta vreau să vă spun. Deci noi când am plecat de la guvernare, gazul și energia electrică era subvenționată, să ne înțelegem. Păi de ce? Că le ai. Energie electrică, noi avem instalat 26.000 de megawatts oră. Energie electrică. Din care n-am consumat mai mult de 9.000 de megawatts. Iar astăzi fabricăm, producem 6.000, iar 3.000 îi importăm, îi cumpărăm. Mai mare rușinea. Vai de capul nostru. Foarte mulți spun, domnule, consumul este consum, este un cost. Domnule, orice investiție este un cost. Orice investiție. Și pensia, și salariul, și orice subvenție de la stat, sigur, trebuie acoperită de undeva. Dar fă un calcul contabil. Dacă ieftinesc gazul cu 30%, văd se consumă mai mult. Are un efect în piața industrială ieftinirea gazului, adică mai am niște investiții în plus. Ce iei? Că doar ANAF-ul nu doarme. Extind de baza de impozitare. Ce impozitez îmi acoperă partea de subvenție pe gaz? Vedeți că o să vă acopere. La fel și pe energie. Întrebarea este, de ce nu o faci? Spune simplu, că nu ne permite Comunitatea Europeană. Așa este. Dar nimeni nu poate să-mi interzică a vorbi cu Comunitatea Europeană. Dar doar să credeți că Comisia de la Bruxelles a fost de acord să ieftinim TVA-ul de la 19% la 5% pe produse alimentare? Nu! Domnule, nu puteți că e directivă de TVA. E, dacă n-ai venit cu un calcul economic și ai spus, da, domnule, uite care e chestia. Eu dau această subvenție pentru că mi se întorc banii înapoi în economie. Vine vorba subvenție. Da, vorba oarecum. Subvenție. Vine, deci lucrurile se pot face. Trebuie să vrei să faci această chestiune, să te intereseze. Dar de cine povestim noi, cei care ne reprezintă în Bruxelles? Ne reprezintă partide politice, care ei nu știu că acolo la Bruxelles sunt toți la un loc. Sunt români, în primul rând. Iar bătăliile politice nu trebuie să le duci acolo afară. Bate-te la tine. Pentru țara ta și nu pentru grupul politic din care faci parte. Acolo există doar România pentru fiecare, indiferent. Ar trebui să fie. Așa, eu mi-ar place să cred că există. Nu există. Vă spun eu că nu există. Că toți spun, domne, noi facem parte din PPE, noi facem parte din grupul Renew Europe, ăștia la socialiști. Asta este cea mai mare gafă posibilă care pot să o facă europarlamentarii noștri la Bruxelles. Să nu fie uniți. Bun, mulțumesc tare mult, Gheorghe Simon, candidat PSD la funcția de deputat în studiourile noastre în acest moment. Va mai fi prezent până la finalul campaniei. Cred că va avea și o surpriză.
Asta o lăsăm pe miercuri joi, o să vedeți despre ce este vorba. Cam atât pentru astăzi. Să ne revedem sănătoși, domnul Simon, și același lucru îl spun și telespectatorilor. Grijă mare, singurii care pot să vă ajute sunteți chiar dumneavoastră, stimați telespectatori. Grijă mare pe unde umblați. Până când va apărea, să zicem, o, nu știu, o idee de asta ca să se gândească până la urmă mai mult la noi ăștia care până la urmă populăm teritoriul ăsta numit România, mai facem niște eforturi. Poate că cineva o să ne mai audă. Inclusiv vis-a-vis de ce am vorbit astăzi aici, cu o chestiune foarte simplă, ceea ce avem, cu asta poți să-l ajuți pe român în perioada asta de supercriză și medicală și economică, dar să vedeți ce o să urmeze în 2022, 2021, pardon. Da. Păi gândiți-vă numai la faptul că noi nu avem vaccinul, dar ne organizăm cum să vaccinăm populația. Și o să vedeți ce o să iasă. Organizăm pe ceva ce nu avem. Da. Bun, mulțumesc tare mult. Rămâneți în continuare alături de noi la ediții speciale legate de alegerile din 6 decembrie 2020. Numai bine! La Moisei se așteaptă de foarte mulți ani să vină gazul. Întotdeauna în campanie electorală apăreau astfel de discuții, după care totul se uita și era pus undeva la coșul de gunoi. Cea mai mare mulțumire pe care o am față de domnul Simon este că a avut ideea. Nici nu trecea prin minte să vină cineva cu asemenea idee. Deci nici nu puneam problema să aducă gaz din altă parte, de undeva, să treacă și pe la noi. O mare bucurie a fost pentru mine ca și primar, pentru noi, pentru toți maramureșenii, momentul în care Ghiță Simon, Gheorghe Simon, a fost numit ministru al economiei și știam că acolo lucrurile s-ar putea mișca. Știam că de la Ministerul Economiei poate să pornească magistrala de gaz spre Borșa, să alimenteze Valea Izei, să alimenteze Valea Bișoului și toate localitățile din Maramureșul istoric. Știam că proiectul a fost demarat de domnul deputat Simon Gheorghe în perioada cât era ministrul economiei. A fost proiectul de suflet a domnului deputat. Magistrala de gaz, rețeaua de distribuție care va fi în Bârsana, cu siguranță va crește nivelul de trai al locuitorilor comunei Bârsana. Cu siguranță comunitatea și comuna Bursana se va dezvolta odată cu implementarea acestui proiect. Cred că domnul deputat ar trebui să acceadă în Parlamentul României ca să poată să-și vadă acest vis al lui, că așa și spunea că este un proiect de suflet și un vis al domniei sale, să-l vadă și să-l poată monitoriza mult mai bine din Parlamentul României. Datorită lui Ghiță Simon, Borșa, Vișeu, Valea Izei, Valea Vișeului poate să treacă într-o nouă eră. Putem să fim și noi racordați la magistrala de gaz, putem să avem un confort și să avem, bineînțeles, o independență energetică care să nu fie legată de pământ.